drumul spre casă. Dumnezeu de asta te pune în situații imposibile, ca să nu poți să dai explicații. Te întreb eu, dacă pui nu știu câte zerouri împreună, oricâte zerouri ai pune împreună, la infinit, apare un 1? Dacă adun toate zerurile astea vreodată, apare un 1? Niciodată. Deci, tot ce scrie în Biblie este scris în așa fel încât să-ți deschidă mintea, da, Doamne, astea sunt minunile lui Dumnezeu. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Anca Bordea și vă invit și astăzi să privim o pagină de istorie care a rămas până acum nescrisă din ceea ce a însemnat drumul crucii parcurs de familia Wurbrand. Invitat în studioul nostru este fiul pastorului Richard Wurbrand, Mihai Wurbrand, care ne va povesti ce s-a întâmplat cu familia lui după ce au plecat din România, cum au ajuns să fie cunoscuți în America și câteva lucruri despre cum a început organizația Vocea Martirilor. Iată cum au plecat din România și ce a așteptat dincolo de granițe. După ce am fost cumpărați cu 10.000 de dolari, am ajuns la Paris. Și ăștia din Norvegia care au contribuit banii ne-au chemat să vadă și ei ce au cumpărat. Și ne-am dus în Norvegia, am ajuns pe la 1:30, 2 noaptea, că a fost o furtună de zăpadă. Ne-au primit într-un apartament foarte frumos, cu 3 dormitoare și cu o masă. Ne-au dat o masă la ora 2 noaptea, închipeți un festin cu 30-40 de oameni. Eu vorbeam bine engleză, tatăl meu vorbea și mai bine. Ne-am scoat în picioare, am mulțumit. Ei au fost foarte generoși, ne-au spus să stai apartamentul, aici dormiți și au plecat. Bineînțeles că a doua zi ne-am sculat târziu, că ne culcasem foarte târziu, ne-am sculat târziu. Era în timpul Crăciunului. Nu știu dacă îți poți imagina, 3 oameni proaspăt veniți din România de numai 20 de zile, ieșisem din România de 20 de zile, suntem într-o țară în care nu înțelegem limba, Norvegia, 7 zile nimeni nu ne-a chemat, nimeni nu ne-a vizitat, nimeni nu ne-a spus alo, nimeni nu ne-a întrebat, existăm, nu existăm. 7 zile ne-am uitat unul la altul în acest apartament. Dacă mergeam pe stradă, era iarnă grea, iarnă scandinavă și furtună de zăpadă. Și fiind Crăciunul, niciun restaurant, nimic, nu există nimic, nici o prăvălie ca să fie deschisă, nimic. Probabil când ești refugiat, ești puțin cam timorat. Nu știi ce te așteaptă. Nu știi ce te așteaptă. Singurul gând care l-am avut este că nu le-am mulțumit destul de impresionant și probabil că s-au gândit, uite, n-au fost recunoscători că i-am adus. Și ne-am luat inima în dinți când ești într-un apartament străin, te apuci și scortocești prin sertare sau așa. Am început, am scortocit prin sertare, în disperare, n-am știut ce se întâmplă. Și am găsit un număr de telefon a unuia care am recunoscut că a fost la această sindrofie noaptea aia. Și mi-a spus că în Scandinavia, ăsta e obiceiul Crăciunului, o sărbătoare de familie. Nimeni nu deranjează nicio familie. Deci, de Crăciun, celebrezi în familie. Nu te apuci și te duci pe drumul și te duci la altă familie. Stai în familie. Și atunci ne-am dat seama cu cine avem de-a face, că au crezut că 3 oameni veniți, tatăl, fiul și mama, n-au nimic mai bun de făcut decât venind din România să se uită unul altul să celebreze Crăciunul. Următoarea chestiune care s-a întâmplat este că, în sfârșit, când ne-au vizitat după Crăciun, ne-au luat imediat din Oslo afară și ne-au dus. În Norvegia există fiorduri, care sunt niște munți de pe vârful cărora poți să vezi direct în apă și un fel de golfuri foarte înguste, se cheamă fiorduri. Ne-a dus acolo, la o casă de odihnă, ne-au stat 2 zile și a treia zi ne-a chemat proprietarul casei de odihnă, ne plătiseră odihnă acolo pentru 2 luni. Foarte, foarte generos s-au gândit acești norvegeni să ne... Tatăl meu a ieșit din pușcărie, s-au gândit 2 luni într-o casă de odihnă
într-un loc splendid acolo în Norvegia, mâncare bună. A treia zi ne-a chemat directorul casei de odihnă și i-a spus: domnul Vorbrân, noi suntem aici de 40 de ani sau de când, nu știu unde, cea mai vestită casă de odihnă din fiordul respectiv. Nimeni, dar nimeni în 40 de ani nu a primit 20 de telefoane pe zi, nimeni. Nimeni n-a stat de dimineață până seara și noaptea și bătut la mașină mecanică de scris. Vă dăm banii înapoi, vă rog frumos, părăsiți casa de odihnă. Și într-un mod foarte civilizat mi-a dat afară. Suntem acum în a 9-a sau a 10-a zi în Norvegia. În aceeași perioadă am găsit Biserica Luterană Americană din Oslo. Și când ne-am dus acolo duminică, am plâns tot timpul serviciului divin și pastorul ăsta luteran american, în viața lui, nu văzuse pe cineva plângând la predica lui. Și bineînțeles că ne-a oprit și ne-a întrebat: care e motivul că plângem? Ce a spus? Care e subiectul care a provocat plânsul? Dar noi am plâns la fel cum am plâns la Disneyland. Am plâns pentru că ne-am dat seama că era o biserică foarte opulentă, era biserica ambasadei americane, toți ambasadori, toți acolo veneau, diplomații, era o bază mare de NATO, veneau acolo ofițeri îmbrăcați ca ofițeri americani. Aici era o sală pentru tineri, o sală pentru copii, o sală pentru tineri căsătoriți, o capelă pentru bătrâni. În România, dacă aveam o bisericuță de 25 de oameni, era o senzație, nu? Și am plâns. Și pastorul ăsta a fost un om de... numele lui e Knudsen, Marius Knudsen. A fost extraordinar de impresionat de povestea noastră de familie, de unde venim. Și l-a invitat imediat pe tatăl meu să vorbească în biserică. A vorbit de foarte mult, am mai vorbit în alte biserici. Suntem încă la tema... cum am început organizația în America. Toate elementele care ți le spun sunt elemente care să te facă să înțelegi că a fost o minune a lui Dumnezeu. Nu am avut sponsor, nu am avut oameni care să ne împingă, nu am avut nimic de felul ăsta. A venit un american din o organizație americană care se cheamă Operation Mobilization, tineri care merg cu mașina și evanghelizează, și pe ăsta îl cunoșteam că îl văzusem în România. Și a venit în Norvegia și tatăl meu imediat i-a spus: trebuie să mergi în România să duci ceva ajutoare. Dar nu aveam niciun fel de ajutoare, dar tatăl meu și-a închipuit că norvegenii ăștia care au fost așa de generoși cu noi vor fi foarte generoși și ne vor da ceva să trimitem în România. Și s-a întâlnit cu directorul acestei organizații misionare, care a dat o parte din bani pentru ca noi să fim scoși din România. Deci nu era o problemă că nu sunt generoși. Dar ce a spus dumneavoastră, ați putea ajuta. Și pe vremea aceea, $1,000 era o avere în România. Foarte generos, a spus: sigur, noi putem să dăm $1,000. Și l-am reținut pe americanul ăsta, prin Oslo, așa, câteva zile. Așteptăm $1,000 de la această organizație. Ești foarte timorat ca refugiat, proaspăt. N-am îndrăznit să-i urgentăm, nu? Tatăl meu l-a întrebat: hei, unde e Mia? Omul trebuie să plece în România, nu? I-am făcut promisiuni, bazat pe Mia ta. Și atitudinea asta din Occident a fost repetată foarte multe ori pentru noi ca refugiați când am venit în Occident. I-a răspuns tatăl meu: pe dumneavoastră ești din Est, tu Europa, dumneavoastră nu înțelegi cum se fac afacerile aici sau cum merge procedura aici. Zice: da, eu am promis $1,000, dar nu, eu n-am $1,000, organizația are $1,000. Și banii eu nu pot să-i dau fără o ședință a organizației. Și eu cred că când va fi ședința asta, dacă le spun să dea $1,000, așa cum v-au ajutat pe voi, bineînțeles că vor să dea $1,000. N-aveți nicio îndoială despre asta. Și atunci tatăl meu a pus a doua întrebare: și când e ședința asta? Eram acum începutul lui ianuarie. Zice: pe ședința nu putem, în fiecare an ședința este în iunie. Eram în ianuarie. Îl reținusem pe ăsta să ajute în România, că îi dăm $1,000,
Și ăștia ne amânau pe iunie. Între timp, pentru că eram în Norvegia, foarte generoși, ăștia ne cumpăzaseră haine, paltoane, pantaloni calzi, pulovere, paltoane. Tot ce ne-au cumpărat, am scos de pe mine primul palton pe care l-am primit când am venit în Occident. Toate hainele ne dăduseră puțin, știu eu, poate aveam 50 de dolari, 80 de dolari. I le-am dat ăstea să meargă în misiune. Omul ăsta încă trăiește și în America locuiește și de multe ori povestește exact ce v-am povestit eu acum, că și el a fost șocat. Tatăl meu a fost invitat la o capelă NATO, unde erau probabil 150-200 de ofițeri și a vorbit acolo, în Norvegia, și acest ofițer, colonel american, s-a sculat în picioare și i-a spus tatălui meu, de ce nu putem să coexistăm cu comunismul? Și atunci tatăl meu, înainte de a-i răspunde, s-a dus drept la el, i-a scos portofelul din buzunar colonelului și l-a pus în buzunarul lui. Și i-a dat mâna și a spus, hai să coexistăm, portofelul unui tată este în buzunarul meu. Comunismul a luat jumătate din Europa, a luat Africa, a luat Asia. Bineînțeles că vor să coexiste. Fiecare hoț vrea să coexiste cu poliția. Hoții n-au nimic contra poliției. Și atunci tatăl meu a spus, s-ar putea să n-avem o soluție contra comunismului, dar n-avem un medicament pentru cancer. Ce ați spune dumneavoastră de un doctor care spune, nu știm cum să combatem cancerul, hai să coexistăm cu cancerul. Încercăm, una, alta. Și atunci ăsta s-a sculat în picioare în această adunare și a spus, domnilor, să-l trimitem pe Vârmbra în America, să explice americanilor de ce să nu coexiste cu comunismul, să le ia portofelurile la toți americani. Și așa a ajuns tatăl meu în America. I-au plătit drumul, un bilet și i-au dat cam 2.000 de dolari, poate 3.000 de dolari. Dar când a ajuns la New York, tatăl meu s-a speriat, pentru că i-au dat câteva contacte în bisericuțe extrem de mici și și-a dat seama că nu poate să facă nimic, nu cunoaște pe nimeni și dolarii se duc foarte repede la New York. Pentru România, 3.000 de dolari e o sumă. Pentru New York, m-am interesat foarte de curând, în Manhattan, în New York, n-ai să găsești nici cel mai jegos hotel sub 400 de dolari noaptea. S-a speriat. Și atunci a programat în câteva zile se întoarcă înapoi în Europa. Așa s-a întâmplat că în activitatea tatălui meu în România, înainte de al doilea război mondial, el fiind evreu creștin, a corespondat cu un evreu creștin în Philadelphia. Și acest pastor evreu creștin în Philadelphia i-a dat un telefon și l-a vrut foarte mult să-l întâlnească. Philadelphia cu trenul e aproape de New York. Și a spus, eu îți plătesc trenul, vină până la Philadelphia. Și când a venit la Philadelphia, ăla l-a descurajat și mai mult pe tatăl meu. A spus, ești bătrân, ai fost în pușcărie, vorbești limba engleză cu un accent, nu conduci mașină, n-ai o mașină. E imposibil să fii pastor într-o biserică în America. Ai făcut foarte inteligent că ți-a luat bilet și te duci înapoi și cu asta basta. L-a luat să-l ducă înapoi la tren. Așa s-a întâmplat că în ziua respectivă a fost cea mai mare demonstrație anti-Vietnam care vreodată au avut-o în America, contra războiului din Vietnam, 60.000 de oameni. Și tatăl meu, neputând înainta cu mașina, l-a rugat pe ăsta, vreau să văd și eu cum arată o demonstrație în America. Gândește-te, suntem acum 2 luni în Occident și a 5-a zi în care tatăl meu e în America, care fugea. Și abia i s-a spus că nu poate să facă nimic. Și tatăl meu s-a dus direct la podium ca să-l audă mai bine pe vorbitor. Vorbitorul era un pastor presbiterian care proslăvea comunismul. Tatăl meu s-a dus drept, i-a luat microfonul și a spus, dumneata ești un iuda, nu știi nimic despre comunism, eu sunt un doctor în comunism. Ăla și-a bătut joc de tatăl meu, i-a spus, nu există doctorat în comunism. Tatăl meu s-a dezbrăcat la piele și a arătat rănile care le avea din închisoare. Poliția a intervenit și tatăl meu a spus, uite ce mi-au făcut comuniștii, astea sunt diplomele mele de doctor. Dumneata ești un iuda, în loc să proslăvești pe creștinii care suferă, proslăvești pe torționari. 60.000 de oameni, totul s-a încheiat în momentul respectiv. Tatăl meu avea un talent extraordinar să termine cu toate demonstrațiile de orice fel. Nu era prima oară când a făcut chestia asta. Și
au sărit reporterii, au vrut să ia interviuri. Tatăl meu a dat adresa acestui pasul cu care stătea, că n-avea altă adresă. A rămas la el câteva zile, a plouat cu invitații. Pentru că a doua zi, 80% din toate ziarele Americii pe prima pagină, pastorul care și-a scos cămașa la acest eveniment. În loc să plece din America imediat, a rămas 2 luni și au fost atâtea invitații că a venit din nou încă o dată pentru 3 luni și a fost invitat. Așa am ajuns în America, a fost invitat la Congresul American, a depus mărturie acolo de 2 ori, plângeau senatorii americani. Așa am ajuns în America. Când am ajuns în America, tatăl meu vorbea din loc în loc și personal aveam foarte puțin bani. Și era un agent de asigurare care îi plăcea foarte mult mămăliga mamei mele și oarecum s-a apropiat de familia noastră și vrea să vină să mănânce mămăligă la mama mea în fiecare zi. Mămăliguță cu brânză, cu un. Și i-a spus tatălui meu, mă, Vorbran, ce spargi tu plămânii, vorbești în biserică, nu știu ce. Eu îți organizez o întâlnire cu 25 de milionari, fiecare îți dă 1 milion, îți faci o organizație care începe cu 25 de milioane. Crezi că l-am crezut un moment? Crezi că cineva l-a crezut? Nu. Dar n-ai să crezi. Peste 2 săptămâni, i-a luat timp, ne-a dus la un hotel mare din Los Angeles și ne-am întâlnit, nu cu 25, erau 21 de milionari, multimilionari, proprietari de bănci, proprietari de firme de petrol, mari milionari. Tatăl meu le-a vorbit, le-a explicat nevoia de ajutorare în țările comuniste, ce-i comunismul, toate astea. Unul dintre ăștia, spontan, în timp ce tatăl meu vorbea, când au fost întrebări și răspunsuri, a spus, arată-mi un fel în care eu pot să fac bani personal, o afacere din tot anticomunismul ăsta și eu voi fi cel mai bun discipol. Și pe vremea aceea, chestiunea asta m-a deranjat. Zic, uite cât de cinic este această persoană. Să facă bani chiar din Da, chiar din suferința creștinilor. Cât de cinic poate să fie? Bineînțeles că am fost invitați în casele lor, unul avea o grădină zoologică personală, ca să-ți dai seama, în mijlocul Los Angelesului, cât de bogat era, cu lei, cu tigri, așa. Și, bineînțeles, case somptoase. Ca să facem o lungă poveste pe scurt, totalul de daruri și de încurajări care l-am primit de la acești 21 de multimilionari a fost exact 80 de dolari. Unul era proprietarul cele mai mari firme de creioane, dacă ai auzit creioane Bic, l-am întâlnit pe proprietarul ăla care făcea toate creioanele Bic în întreaga lume. Probabil că vindea destul de creioane Bic ca să fie destul de bogat, da? Ne-au primit frumos, ne-au dat ceai, ne-au dat cafea, ne-au dat fursecuri, dar pentru ce am vorbit și ce am discutat, 80 de dolari. So, eram foarte extrem de descurajat, foarte descurajat. Și în aceeași perioadă, tatăl meu vizitase sediul lui Billy Graham. Și pe vremea aceea, calculatoarele erau foarte mari și tatăl meu a venit foarte dezamăgit și a spus, ce sediu are Billy Graham și ce. Și atunci eu i-am spus, eram tânăr, da? 1967, aveam 28 de ani, ca să-l încurajez pe tatăl meu, deși nu aveam prea mare idee cum și în ce fel, i-am spus, eu o să-ți fac o organizație la fel ca lui Billy Graham. Și am început cu 60 de dolari pe masa de la bucătărie. Și am avut anumite idei cum se începe, aveam ceva cunoscuți, aveți o listă de prieteni care le trimeți carturi de Crăciun, da, avem, unul avea 20, unul avea 50, unul avea 100 de prieteni pe lista de carturi de Crăciun. Deci dacă ne-o împrumutați, noi le trimitem o scrisoare și ea la rândul lor ne-au trimis cardurile lor de Crăciun, lista lor. Și alte liste, și alte liste. Și întreaga organizație s-a creat din daruri de 5 dolari, de 10 dolari. N-a fost niciun milionar, niciun multimilionar, n-a fost nimic.
A fost muncă și sudoare, am vorbit în 36 de state americane. E ușor de observat că atunci când apar probleme sociale, în general, oamenii săraci sunt cei care sunt gata să ajute, să contribuie financiar. Oh, îți pot spune exact. Bineînțeles, între timp am studiat în America, am un masterat în psihologie, am o licență în drept și știu exact de ce oamenii bogați nu pot să dea. Oamenii bogați nu pot să dea din două motive. Numărul unu, toți trăiesc la limita mijloacelor lor. Un om sărac poate trăiește la 60%, 70% din mijloacele acelea sărace, poate are o marjă de 15%, 20% care poate o numește economie sau așa ceva. Un bogat, nu numai că trăiește 99% din ce are, dar trăiește și cheltuiește de foarte mult, 150%, 200% din ceea ce are, crezând că mâine primește și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și cu cât face mai multă reclamă, cu atât se lărgește baza și poate să trăiască și mai bine. Și de asta țin minte pe tânărul bogat din Biblie, n-a dat nimic. Și spune că a fost foarte trist. Dacă tânărul bogat ar fi urmat sfatul Domnului Iisus, până astăzi noi toți nu mai aveam nicio obligație, că scrie în Evanghelie că era foarte bogat. Așa că putea să rezolve toate problemele sociale chiar acolo. Asta e primul motiv. Al doilea motiv este că ca să ajungi la nivelul ăla de bogăție, se instaurează în spirit lăcomia. Oricât ai, nu e suficient. Există un poem indian care spune: împăratul își dorește să devină Dumnezeu, regele își dorește să devină împărat, prințul dorește să devină rege, conducătorul, un general, dorește să devină prinț. În acest poem spune mai departe: părul devine alb, pielea se umple de riduri, încheieturile slăbesc, abia mergi, dar tu, lăcomie, nu îmbătrânești niciodată. Aceasta a fost o asemenea lecție pentru mine și am avut alte întâmplări similare. În fața lui Dumnezeu, El știe, Mihai Vâmbra n-a petrecut nici măcar 5 minute cu gândul că poate dacă ăsta e un om bogat, dacă pot să obțin de la el ceva. Îi dau mai multă atenție, mai mult respect, nu. Niciodată. Și odată vorbind despre ajutorarea creștinilor din Rusia, din România, a venit la mine un creștin pentecostal în birou și mi-a spus: eu sunt proprietarul celei mai a doua fabrică, cea mai mare din lume, de lacăte. Deci eu vă iubesc, iubesc pe creștinii persecutați din Rusia. Am primit un contract de 1 milion de lacăte și este primul contract din partea Uniunii Sovietice. Pot să le vând 1 milion de lacăte, nu știu cât costa fiecare lacăt, $16 sau așa, era de mai multe milioane. Spune-mi ce să fac. Zic, eu am o idee perfectă pentru dumneata. Zic, fiecare lacăt are instrucțiuni, nu? Înăuntru, tipărite, da? Că nu existau computere și așa. Ce da, bineînțeles, mod de întrebuințare. Zic, și e în rusește, dacă vizi Rusia, nu? Da. Zic, noi tipărim pe hârtie subțire Evanghelia după Ioan și în loc de instrucțiuni cum să deschizi lacătul, punem în fiecare cutie o Evanghelie după Ioan și răspândim 1 milion de Evanghelie după Ioan împreună cu lacăte în Uniunea Sovietică. De el îmi spune, păi dacă fac chestiunea asta, nu mai primesc un alt contract. Zic, dumneavoastră ai venit la mine să mă întreb cum să faci afaceri în Rusia, să primești contracte, sau ai venit la mine că ai spus că vrei să ajuți pe creștinii din Rusia care n-au Biblie. De ce ai venit în biroul ăsta? A plecat, a spus că se va gândi și n-a mai venit niciodată. Mă înțelegi? Dar asta e foarte interesant, pentru că fenomenul ăsta cu Anania și Safira din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, în care ai intenții bune, dar nu dedicație totală, nu sacrificiu total. E un fel de afacere. În mintea noastră continuu există. Și de multe ori cu soția mea discutăm, mulți oameni dau bani, sunt generoși. Zice, dar ăstea nu-i dau bani că bea cu banii mei sau cerșetorului ăsta, nu-i dau
că se duce și bea. Sau după ce da bani chiar și unui creștin, zice, uite ce prost i-a întrebuințat. Și atunci eu le spun, dumneata, banii i-ai dat, dar mintea dumneitale încă îi controlezi. Înțelegi? Nu i-ai dat. Dacă ai dat banii, înseamnă că ai uitat de ei, s-au dus. Nici nu mai știi ce se întâmplă cu ei, nici nu mai vrei să auzi ce se întâmplă cu ei. Dar asta e diferența între generozitatea creștină și generozitatea lumească. Asta e diferența între credința creștină și încrederea lumească. Apar asemănătoare, dar gândește că cineva îți vinde o bară de aur și când zgârii puțin la un capăt, vezi că e plumb. Câte asigurări poate să-ți dea această persoană să știi că bara e chiar de aur, să știi că nu te-am înșelat, când tu vezi acolo un capăt are plumb? Mai ai încredere? Asta e diferența când dedicație totală în credință și așa un fel de socializare în biserică. Dumnezeu de asta te pune în situații imposibile ca să nu poți să dai explicații precum ideea evoluției, că oarecum această minune care e Universul și așa mai departe, încet, încet a evoluat și dacă nu-ți destuie, nu e nicio părere, mai adaugi încă câteva miliarde de ani și dacă asta nu e suficient, de ce? Putem să adăugăm miliarde de ani la nesfârșit. Dar te întreb eu, dacă pui nu știu câte zerouri împreună, oricâte zerouri ai pune împreună, la infinit, apare un 1? Dacă adun toate zerurile astea vreodată, apare un 1? Niciodată. Deci, tot ce scrie în Biblie este scris în așa fel încât să-ți deschidă mintea. Da, Doamne, astea sunt minunile lui Dumnezeu. La Radio Vocea Evangheliei ați privit o pagină de istorie care a rămas până acum nescrisă din ceea ce a însemnat drumul crucii parcurs de familia Wurbrand. Ce s-a întâmplat cu ei după ce au plecat din România, cum au ajuns să fie cunoscuți în America și câteva lucruri despre cum a început organizația Vocea Martirilor. Despre toate acestea ne-a povestit Mihai Wurbrand, fiul pastorului Richard Wurbrand. Aș vrea ca întâlnirea de astăzi să ne rămână în inimă ca o provocare de a fi mai predați lui Hristos. De fi mai dedicați, mai credincioși, cu această dorință mi-a rămas bun și vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!